Cuvânt are Mircea Druc. Aici, în Piața Mării Adunării Naționale, să-i ocrotească Domnul, să ne ocrotească Dumnezeu pe noi românii și pe toți voluntarii. Pentru că nu poți să fii un bun român, un bun moldovean și să nu fii voluntar în momentele de cumpănă a poporului tău. Evenimentele care s-au derulat vertiginos în cele 3 zile m-au prins departe de Chișinău. Am luat contactul greu cu șeful meu nemijlocit, președintele Parlamentului Moșanu, fiindcă lumea lui este președintele Parlamentului și eu sunt deputat, ca să întreb ce să fac. Mi-e frică că nu sunt la datorie. Dumnezeu a spus că reține-te acolo unde te afli, că ai putea să fii de folos și acolo. În aceste 3 zile m-am simțit mai întâi moldovean. În același timp m-am simțit român, m-am simțit totodată și rus și regretam pe rând din clipă în clipă că nu sunt la Chișinău, nu sunt la Moscova, nu sunt la Tallinn, nu sunt la Vilnius, nu sunt la Riga. Fiindcă nu poți să fii democrat și să nu fii voluntar. Să nu vă temeți niciodată și vom păstra cu sfințenie uniforma nouă sau învechită a voluntarilor, fiindcă au greșit amarnic cei care au blesfemat și au pronunțat cu injurii cuvântul de voluntar și voluntariadă, deoarece au trecut numai câteva luni și istoria ne-a demonstrat că voluntarii la Moscova, în Baltica și pretutindeni sunt aceia care apără cei ce declarăm noi. A declara independența e prea puțin. Independența trebuie apărată. Doamna noastră, poeta noastră, liderul democrat creștin a femeilor, poeta noastră, Leonida Lare, și-a exprimat temerea că ar trebui să fim iară cumva îngăduitori, maleabili, ca nu cumva Parlamentul ales de dumneavoastră să se mai gândească dacă ne dă sau nu ne dă independență. Vreau să vă spun așa, nu există parlamente cum nu există tancuri care ar putea, de la care ar putea să cerem. Ce s-ar întâmpla dacă Parlamentul peste câteva ore ar face iară mofturi, cum a făcut în ultimele 2 ani, ultimul an, și n-ar vota independența? Vă spun foarte sincer, noi am renunțat la acest Parlament și ne-am alege un Parlament nou. Acum, sunt și eu pentru independența Moldovei, dar Moldova nu este de la nenii noi și până la Strășeni. Moldova nu este de la Orhei și până la Hâncești. Eu nici în mormânt n-aș putea intra fără frații mei din Cernăuți. Eu nu pot să fiu independent fără să știu că mă ascultă și maramureșenii, mă ascultă și dobrogenii, mă ascultă și oltenii, toată Transilvania, fiindcă cântecul acesta, după deșteaptă de românii, trebuie să vină al doilea imn care spune moldoveanul și munteanul, frate bun, cu transilvaneanul, aceste 3 seminții, suntem un singur popor. Independența, nu vom putea intra în Europa decât numai uniți. Nu vom putea rezista, fiindcă ne așteaptă zile grele de încercare, când vom încerca să transpunem în viață, să aplicăm tot ce decideți dumneavoastră acum. Și vă rog să ascultați cu atenție și cuvântarea celor din Cernăuți. Și abia numai atunci va avea semnificație independența noastră, când vom aborda și vom lua drept jurământ unire, unire, unire români de pentru tindeni, creând condiții drepte și egale de existență alături de noi și pentru ucraineni, și pentru ruși, și pentru germani, și pentru evrei, și pentru toți cei care vor vrea să fie alături între noi
în pământurile noastre strămoșești. Și acum aș vrea să-l completez pe domnul Iurie, care de emoție primare n-a reușit să facă cel mai important lucru, să pună la vot declarația care trebuie să o mânăm Parlamentului și să fie aprobată, declarația care a fost citită, fiindcă ea exprimă gândirea și vrerea a peste 12 mișcări. Mișcări de Liberare Națională, Alianța 16 decembrie pentru Independență și eu zic Alianța pentru întregirea neamului și a teritoriilor noastre strămoșești. Vă rog să punem la vot...